pentru noi români. Așa cum spunea domnitorul Alexandru Ioan Cuza, drapelul României, tricolorul, reprezintă trecutul, prezentul și viitorul României. Sub aceste culori pe care le iubim și pe care le purtăm în suflet, Mihai Vodă Viteazu a unit cele trei țări române. Tudor Vladimirescu a ridicat poporul pentru a trezi conștiința națională. Alexandru Ioan Cuza a făcut prima unire. Regele Carol a modernizat statul român și a cucerit independența. Marea Unire, în timpul celui primului război mondial, s-a cucerit tot sub aceste culori frumoase. Și multe, multe alte fapte de arme care au făcut ca România de astăzi să fie cea pe care o știm cu toții. Cu bune, cu rele și mai ales cu speranța că uniți și împreună putem construi o țară frumoasă sub aceste minunate culori. La mulți ani de ziua drapelului!